Pentru că este o zi specială pentru toate femeile, organizația PSD Mihăilești și deputatul de Giurgiu Nicolae Florian au bătut vineri la porțile localnicilor. Și asta ca să facă o surpriză femeilor, dăruindu-le câte o floare și să le ureze cele mai calde urări de la mulți ani. Bună, la mulți ani! La mulți ani! Mulțumim mult de tot! Mulțumim frumos, mulțumim! Vă dat Dumnezeu numai împlinit! Și dumneavoastră la fel, mulțumim frumos, foarte atenți, foarte drăguți! Ce să spunem, sunt impresionată, n-am mai primit până acum în acest oraș și flori. Luați și câte o floare de la... Astfel, sute de lalele au înveselit vineri după amiază străzile orașului Mihăilești. Nu au lipsit nici urările de bine pe care membrii organizației PSD Mihăilești au vrut să le adreseze femeilor prin intermediul nostru. Am venit să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă, să aibă parte numai de bucurii, sănătate și împlinire. Un călduros la mulți ani și să fie iubite. Să aibă parte de o zi frumoasă, în primul rând ele sunt importante pentru noi, soții, mame, fiice, toți avem câte ceva de sărbătorit. La mulți ani, fericire lor, copiilor lor, fiicelor, fiilor, bunicilor. Le urez din tot sufletul la mulți ani. Fie ca ziua de martie să aducă doamnelor și domnișoarelor numai căldură în suflete și în case. Și numai de bine, asta e important, sănătate multă. Le doresc tuturor femeilor să aibă un an cât mai împlinit, sănătate multă și să fie iubite. Așadar, o surpriză plăcută pentru toate femeile care s-au pomenit la poartă cu deputatul de Giurgiu Nicolae Florian, dar și cu membrii PSD din localitate.